În scena de deschidere, filmul prezintă evenimentele din timpul războiului dintre China și Japonia, în care armata imperială japoneză a invadat Shanghaiul. O echipă de soldați chinezi este trimisă pentru a-și apăra patria, așa că pornesc într-o lungă călătorie spre câmpul de luptă. Ajuns și în orașul Dacheng, ei găsesc locul complet distrus, fără nicio urmă a camarazilor lor căzuți la datorie. În timpul unei explorări a zonei, un cercetaș pe nume Duan Hu este martorul soldaților japonezi care ard în depărtare cadavrele soldaților chinezi. Din nefericire, el este reperat de inamic, ceea ce îi determină pe aceștia să pornească în urmărire. În timp ce fuge, armata japoneză dă peste restul soldaților chinezi și atacă rapid. Din fericire, Duan Wu reușește să ia pe fratele său mai mic Xiao Hubei și pe unchiul său înainte de a se ascunde într-o clădire prăbușită. La căderea nopții, soldații supraviețuitori, precum și dezertorii, fug în liniște din zona de război. Ei se alătură unei companii de mitraliere care ghidează spre o ascunzătoare din Shanghai, care pare fi ultima redută împotriva armatei japoneze. La început, comandantul Zhu Shengzhong refuză să colaboreze cu dezertorii și decide să elimine. Cu toate acestea, locotenentul colonel Xie Junyan recunoaște necesitatea unei forțe mai mari în război și însărcinează pe dezertori să fortifice zona de afară. În mijlocul sarcinilor lor, Duan Wu se apropie de colonelul Xie și îi clarifică faptul că nu sunt dezertori, explicând că echipa lor a fost atacată. Cu toate acestea, colonelul nu-l ascultă și îl trimite departe. Mai târziu în acea noapte, în timp ce dezertorii lucrează, observă un grup de refugiați care caută adăpost. Ei intră în așezarea internațională care se află sub control britanic. Unchiul lui Duan Wu încearcă să se alăture în secret mulțimii, în speranța că va fi în siguranță acolo. Cu toate acestea, este respins din cauza ținutei sale militare, deoarece soldaților nu le este permisă intrarea. Întorși la ascunzătoare, soldații sunt captivați de vocea fermecătoare a unei femei care cântă dintr-o clădire de peste râu. Acest lucru servește ca un memento emoționant, chiar și în vremuri disperate, muzica prevalează întotdeauna. Între timp, fratele mai mic Hubei se împrietenește cu un băiat pe nume Qiuye, care are o vârstă asemănătoare. Într-o altă parte ascunzătorii, dezertorii din subsol dau peste un pasaj ascuns care duce la un graj care adăpostește un cal alb. Unul dintre dezertori eliberează calul, făcându-l să galopeze necontrolat în interiorul ascunzătorii. Din fericire, Qiuye reușește să calmeze calul fluierând. În zona de concesiune britanică, străzile sunt pline de refugiați care caută siguranță. Un profesor pe nume Zeng supraveghează orașul cu ajutorul unui binoclu și observă că japonezii au ocupat o clădire din Shanghai. De asemenea, observă soldații japonezi care avansează spre ultima ascunzătoare rămasă în Shanghai. Câteva momente mai târziu ajung la locul respectiv și descoperă că sunt prezenți doar câțiva dezertori, ceea ce îi face să creadă că soldații chinezi au fugit. Totuși, acest lucru se dovedește a fi o capcană, deoarece soldații chinezi care se ascund înăuntru lansează rapid un atac surpriză. Urmează o bătălie crâncenă, iar mai mulți soldați japonezi sunt uciși pe loc. Și de partea chineză există victime, dar numai câteva. Unul dintre ei este unchiul lui Duan Wu. În cele din urmă, inamiții sunt copleșiți și învinși datorită tacticii superioare a chinezilor. După aceea, comandantul Zhu le ordonă dezertorilor să scotocească și să jefuiască trupurile soldaților japonezi decedați. La scurt timp după aceea, dezertorilor li se ordonă să elimine supraviețuitorii japonezi rămași în ascunzătoare. Bătrânul Abacus, unul dintre dezertori, este înarmat cu o armă și îi se ordonă să meargă primul. Inițial el ezită, dar comandantul Zhu îl obligă să apese pe trăgaș sub amenințarea armei. După aceasta este rândul lui Duan Wu, dar acesta devine vizibil zdruncinat. Zhu îl forțează să se afle în fața soldatului captiv și îl îndeamnă să tragă. Când Duan Wu ezită în continuare, colonelul Jie îi amintește că ei au ucis unchiul. Împins de răzbunare, Duan Wu îl doboară în cele din urmă pe soldat. Între timp, un jurnalist chinez pe nume Feng merge la baza japoneză și se întâlnește cu colonelul Konoei Sao, căruia îi vinde informații valoroase despre ascunzătoarea chineză. După ce primește aceste informații, colonelul Konoei inițiază imediat planurile pentru un nou atac. Mai târziu, soldații japonezi, poziționați în afara ascunzătorii chinezești, încearcă să atragă atenția soldaților chinezi din interior. Aceștia cer să se predea, amenințând că îi vor executa pe membrii echipei captive dacă nu se conformează. Cu toate acestea, soldații chinezi deschid în schimb focul în direcția lor. Ca represalie, armata japoneză aruncă mai multe bombe cu gaz, obligându-i pe soldații chinezi să se refugieze. Un soldat generos îi oferă lui Duan Wu o mască de față, salvându-i viața. În mijlocul haosului care a urmat, Duan Wu cade accidental într-un canal subteran, unde descoperă o cale de scăpare secretă în afara ascunzătorii. Curgerea gazului nociv din ascunzătoare înghite zona înconjurătoare, declanșând panică în rândul oamenilor din așezare. Aceștia fug frenetic pentru a salva viața. Mai târziu în acea noapte, trei studenți chinezi încearcă să se strecoare din zona de concesiune britanică în partea cealaltă, deoarece vor să lupte. Aceștia reușesc să scape prin poartă, dar din păcate sunt prinși de soldații britanici.
Între timp, câțiva dintre oamenii din presa internațională aflați la etajul al doilea al unei clădiri din apropiere captează imagini din ascunzătoarea din Shanghai. La ascunzătoare, Duan Hu face o pledoarie sinceră către superiorii săi, explicând că el și fratele său sunt simpli fermieri și că ar trebui să li se permită să plece. Din păcate, este din nou ignorat. Hotărât să exploreze potențialele căi de scăpare, Duan Hu se întoarce apoi la canalul subteran. În timpul explorării sale, este reperat de bătrân Labacu și de un alt dezertor care îi se alătură în căutarea sa. Pe măsură ce înaintează, ei observă mult surprinzător un grup de soldați japonezi care intră pe furiș în ascunzătoare prin același canal. Prins în capcană, fără nicio cale de scăpare imediată, trioul se scufundă sub apă. Din nefericire, unul dintre ei nu-și poate ține respirația prea mult timp și moare. După ce soldații japonezi trec, Duan Hu și bătrânul Labacus ies cu prudență la suprafață, dar sunt reperați de civili care fac imediat zgomot alertând armata britanică. Gândindu-se rapid, Duan Hu susține că nu încerca să evadeze, ci au ieșit pentru a alerta pe toți că soldații japonezi s-au infiltrat în zonă. Acest lucru provoacă haos, determinându-i pe soldații chinezi să se trezească rapid și să se apere. Ei reușesc să respingă cu succes soldații japonezi și să-și păstreze ascunzătoarea. În urma acestor evenimente, Duan Hu și bătrânul Labacu sunt mustrați de colonelul Xie, care pare să le suspecteze adevăratele intenții. Ca urmare, li se atribuie o pedeapsă și sunt trimis să întărească apărarea din prima linie. Între timp, cei trei studenți care nu au reușit anterior să intre în ascunzătoare fac o a doua încercare și reușesc să intre de data aceasta. A doua zi, jurnalistul Feng se angajează într-o conversație cu oficiali britanici de rang înalt, dezvăluind că Japonia intenționează să captureze ultima ascunzătoare rămasă în 3 ore. Feng este plătit în schimbul acestei știri, iar oficialii îl întreabă cât de mult ar vrea să parieze pe ea. Cu toate acestea, Feng nu pare să fie interesat, așa că pur și simplu pleacă. După câteva ore, soldații japonezi lansează atacul asupra ascunzătorii, ceea ce îi determină pe soldații chinezi să iau o poziție curajoasă în apărarea teritoriului lor. Disperat să-și întărească forțele, soldații chinezi distribuie arme dezertorilor și chiar studenților, convingându-i să se alăture luptei împotriva trupelor japoneze. Apoi, între cele două tabere, izbucnește o bătaie crâncenă și mortală, soldată cu numeroase pierderi de vieți omenești. Într-o mișcare strategică, soldații japonezi folosesc o makara pentru a demola o secțiune din zidul clădirii. Răspunzând la acest lucru, soldații chinezi se adaptează folosind rezervoare de gaz în locul grenadelor convenționale. Pe măsură ce bătălia se intensifică, cei trei elevi care inițial erau dornici să participe la război se sperie și caută cu disperare un loc unde să se ascundă. În mod tragic, unul dintre elevi moare când o grenadă explodează în apropiere, în timp ce altul este împușcat și rănit. În timp ce toate acestea se întâmplă, Hu Bei trage cu ochiul pe fereastră și zărește maestosul cal alb care trece în galop. Acest lucru îi oferă un moment de fericire și astfel îi spune inocent prietenului său Qiue să facă la fel. Din nefericire, imediat ce Qiue se uite pe fereastră, este împușcat în cap și ucis. De cealaltă parte, soldații japonezi construiesc scuturi și încearcă să spargă zidul clădirii. Alertat de acest plan, un soldat chinez îl raportează superiorului său. Soldatul se înfășoară apoi în explozibil și sare de pe clădire, ucigând mai mulți inamici. Deși trece el însuși în neființă, el le oferă oamenilor săi o șansă solidă de a-și apăra teritoriul. Inspirat de acest act de curaj, mai mulți soldați chinezi îi urmează exemplul, sacrificându-și viețile pentru a-și păstra teritoriul. În curând, civilii din apropiere decid și ei să se ofere voluntar să-i ajute. Deghizat sub un steag nazist, aceștia încearcă să livreze un fir telefonic la ascunzătoare. Cu toate acestea, progresul lor este împiedicat de un lunetist japonez poziționat la distanță care trage cu cruzimea asupra lor. În ciuda pericolului, un grup de civili hotărâți formează o linie dispuși să-și riște viața pentru a transporta cablul peste graniță. Printre ei se află și un membru al personalului unui cazinou care reușește să traverseze podul în ciuda faptului că se confruntă cu un baraj de focuri de armă. Ajuns la capătul podului, el aruncă cablul spre soldații chinezi, dar este ucis în acest proces. Cu acest sacrificiu, soldații chinezi din ascunzătoare reușesc să stabilească o comunicare cu orașul. Ulterior, un grup de jurnaliști, printre care și Feng, reușesc să intre în ascunzătoare pentru a aduna informații despre situație. Printre aceștia, o jurnalistă pe nume Jian Jing documentează apărarea eroică a soldaților din ascunzătoare timp de 3 zile. Ea îl intervievează pe colonelul Xie, întrebându-l despre numărul de soldați rămași în ascunzătoare. Pentru a motiva poporul chinez și pentru a face cunoscut lumii că sunt puternici, colonelul umflă în mod deliberat cifra, afirmând că sunt 800 în loc de 420, numărul real. Între timp, bătrânul Labacus profită de ocazie pentru a fura haina lui Feng cu intenția de a scăpa din ascunzătoare. Cu toate acestea, el este prins de Duan Hu. Când este ținut sub amenințarea armei, bătrânul Labacus pledează pentru eliberarea sa, mărturisindu-și frica de moarte și dorința de a-și vedea soția. Înduioșat de rugămințele sale disperate, Duan Hu este cuprins de compasiune și în cele din urmă îi permite bătrânului Labacus să fie eliberat.
Afară, civili încep un program de donații pentru a oferi sprijin soldaților din ascunzătoare. Proviziile colectate sunt aruncate spre soldați prin ferestrele clădirii. Proprietarul cazinoului donează un steag, iar o tânără pe nume Huim traversează în nod râul cu curaj pentru a livra personal. Fiind martor la actul ei curajos, Duan Wu ajută să intre pe fereastră. Cu toate acestea, un glonț îi zgârie gâtul lui Duan Wu, provocându-i o rană minoră. În cursul aceleiași nopți, colonelul Shi anunță că generalissimo le-a ordonat să apere ascunzătoarea încă două zile cu scopul de a atrage atenția la nivel mondial. Asta înseamnă că nu ar trebui să ridice steagul donat, deoarece dacă ar face acest lucru, ar provoca inamicul și ar invita la un atac mai feroce. Totuși, acest lucru le convine soldaților, deoarece ei susțin că luptă pentru patrie, nu pentru a impresiona pe alții. Astfel, ei decid să ridice steagul și să le arate dușmanilor că încă luptă. În dimineața următoare, toți soldații chinezi se adună pe un acoperiș, iar steagul este înălțat încet, în timp ce colonelul Shi ține un discurs inspirat. Soldații sunt întâmpinați cu urale din partea civililor. Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, japonezii trimit un avion de vânătoare care începe să tragă asupra soldaților chinezi, ceea ce duce la pierderi devastatoare de vieți omenești. În ciuda atacului, soldații luptă cu curaj pentru a împiedica steagul să cadă. La un moment crucial, Duan Wu țintește spre pilotul inamic, dar ratează cu puțin. După 10 minute de asalt continuu, forțele japoneze s-au retras în cele din urmă. După aceea aflăm că Duan Wu a fost împușcat în abdomen. În ultimele sale clipe, el îi cere colonelului Shi să-i facă o fotografie pentru fratele său Hu Bei. În dimineața următoare, colonelul Konoe sosește pe un cal negru pentru a purta o discuție, ceea ce îl determină pe colonelul Shi să încalece calul alb și să-i se alăture. Recunoscând că chinezii vor primi în curând ordinul de retragere, colonelul Konoe sugerează să se angajeze într-o luptă onorabilă între ei înainte de a fi înlocuit, sublinind că va fi ultima lor luptă. Colonelul Shi este de acord și se întoarce pentru a-și pregăti soldații pentru iminenta confruntare. Mai târziu în aceea zi, comisarul sosește la ascunzătoare și dă ordinul de a preda britanicilor ultima fortăreață rămasă în picioare. Colonelul Shi refuză categoric, dar comisarul argumentează că, fără ajutor extern și cu o cauză aparent pierdută, acest lucru este inevitabil. Convins de raționamentul comisarului, colonelul Shi acceptă cu reticență să acorde prioritate vieților soldaților rămași, iar ei încep pregătirile pentru retragere. Pentru a oferi o diversiune și a câștiga timp pentru ca ceilalți să scape, un grup de soldați, printre care și Hu Bei, decid în mod altruist să rămână în urmă și să distragă atenția forțelor japoneze. La căderea nopții, reflectoarele sunt stinse pentru a facilita retragerea soldaților. Apoi, soldații chinezi sunt instruiți să formeze grupuri de câte 20 și să traverseze podul, sporindu-și astfel șansele de supraviețuire. Între timp, o mulțime de civili se adună pe partea opusă, observând traversarea periculoasă a soldaților. Situația se intensifică pe măsură ce japonezii își activează propriile reflectoare și dezlănțuie flăcări pentru a putea ținti mai ușor soldații de pe pod. În ciuda circumstanțelor descurajante, soldații chinezi încep curajos traversarea în timp ce japonezii deschid focul. Acest lucru face ca mai mulți soldați chinezi să fie împușcați unul după altul. Asistând la desfășurarea scenei tragice, civilii de pe partea cealaltă decid să-i ajute pe soldații chinezi. Aceștia pregătesc medicamente și chiar atacă inamicul de la balcoanele lor, trăgând focuri de armă în sprijin. În mod tragic, majoritatea soldaților chinezi sunt uciși pe pod. Colonelul Shi, care a fost și rănit prin împușcare, rămâne pe marginea podului copleșit de durere, deoarece își dă seama că nu-i poate salva pe toți. Filmul se încheie cu civilii care își întind mâinile din spatele baricadelor, asistând neputincioși la împușcarea nemiloasă a soldaților. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Ciao!